Românii consumă o cantitate foarte mare de pâine, iar acest fapt plasează alimentul în locul întâi din topul celor mai consumate și cumpărate alimente din țara noastră. De asemenea, România se plasează pe cel de-al doilea loc la consumul de pâine în Uniunea Europeană. Românii consideră că nicio mâncare nu se poate servi fără obișnuita pâine, iar acest lucru ne plasează pe locul al doilea în Europa. Consumul de pâine pe cap de locuitor se menține constant în ultimii 5 ani. În același context, prețurile la pâine cresc considerabil de la un an la altul. Potrivit unor studii, pâinea este cel mai consumat aliment de către români. Fiecare persoană cumpără în medie 8 kg de produse de panificație pe lună. Pentru Mehedințiul meu, Elisa Potruțescu. Medicii consideră că pâinea de zi cu zi pe care o consumăm este o travă pură, având în vedere faptul că este un produs fără aport nutrițional, fiindcă în timpul procesării își pierde fibrele, vitaminele și mineralele. O consumați și cumpărați dumneavoastră cel mai des? Pâine, roșii, castraveți. Pâinea, legumele și fructele sunt cel mai des întâlnite alimente proaspete în coșul de cumpărături al românilor, iar cei mai mulți bani sunt cheltuiți pentru carne, legume și mezeluri. Pâine, ce să cumpăr? Nu prea cumpăr, așa că cumpărăm și carne, cumpărăm și de toate. Pâinea este cel mai consumat aliment de către dumneavoastră? Da. Anul trecut, consumul mediu lunar a fost de 8 kg, adică 96,5 kg de persoană pe an, fiind o cantitate foarte mare.